Dragi telespectatori, vă mulțumesc că sunteți din nou împreună cu noi la această ediție a emisiunii Puterea Rugăciunii. Este o ediție poate mai altfel decât cele de până acum, în sensul că o să vedem o provocare mai amplă de rugăciune pentru Israel. O să vedem în minutele următoare de ce acest lucru, dar pentru început aș vrea să venim înaintea Domnului cu mulțumiri, ca și copii ai Domnului din această țară. Să mulțumim Domnului pentru vești bune. Recent, zilele acestea, am auzit din partea autorităților române că România a înregistrat creștere economică. În pofida valului de descreștere economice care sunt în Europa în momentul de față, România începe să se miște spre bine și cred că un rol important au rugăciunile noastre ale tuturor pentru țara noastră. De aceea vă rog să și vă încurajez să continuăm să ne rugăm pentru țara noastră, să nu dăm odihnă Domnului Ceresc, Tatălui Ceresc, până când nu va face din România ceea ce El a plănuit să fie, o națiune binecuvântată, o națiune cu oameni cu adevărat născuți din nou, care cunosc pe Domnul într-un mod profund și real. Mulțumim Domnului și pentru roade bogate. Anul acesta a fost un an de rod bogat în sens natural. O recoltă agricolă deosebită, dar aș vrea să începem să mulțumim Domnului și să stăruim pentru roade bogate, pentru împărăția Lui, pentru suflete mântuite, cu atât mai mult cu cât vedem ce vremuri vin și cu atât mai mult cu cât Domnul vrea ca să își reverse dragostea Lui peste creația Lui, peste oameni. De aceea să nu ne oprim în a cere Domnului să aducă trezire în țara noastră, să aducă mântuire la tot mai mulți oameni din România, pentru că mare nevoie este de această relație a noastră cu Domnul Iisus. Pentru toți cei care nu sunt născuți din nou, pentru toți cei care nu l-au primit pe Domnul Iisus încă ca Domn și Mântuitor, faceți-vă timp, puneți clipe deoparte din viața dumneavoastră și gândiți-vă la ce înseamnă să ai o relație vie cu Domnul Iisus. Ce înseamnă să fii un fiu al împărăției. Întrebați-L pe Dumnezeu, așa cum știți, rugați-vă. Dumnezeule, arată-ți tu puterea, arată-ți tu voia ta pentru viața mea. Așa am făcut și eu la vremea când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și când eram pur și simplu într-o stare de confuzie și de întuneric total în care am trăit până la 40 de ani. Întrebați-L pe Dumnezeu, cum este să fii copila Lui? Ce înseamnă lucrul acesta și ce vrea El ca să facem ca să devenim copii ai Lui? Biblia ne spune ce vrea El să facem. Și eu L-am întrebat pe Dumnezeu atunci, Doamne, dacă chiar așa este modul în care intrăm în împărăția Ta și devenim copii ai Tăi? Și Domnul mi-a confirmat, da, chiar așa de simplu. Este o rugăciune care ne desparte de întuneric, care desparte întunericul de lumină în viața noastră. O rugăciune pe care o putem face într-un mod foarte simplu și sincer înaintea Tatălui Ceresc, invitându-L pe Domnul Iisus să vină ca Domn și Mântuitor în inima noastră. Vă încurajez, chemați-L pe Domnul Iisus în viețile voastre, în inima voastră, predați-vă Lui în totalitate, predați-vă viața în mâna Domnului Iisus și El vă va purta apoi pe umeri, vă va purta în brațe, vă va purta poverile. Este o vreme când, dacă ești fără Dumnezeu în lumea aceasta, nu ai parte decât de disperare și de întuneric și Dumnezeu este atât de aproape de fiecare dintre noi, este la o rugăciune distanță de fiecare dintre noi. Haideți să fim oameni înțelepți și să ne predăm Domnului, să ne predăm inimile Lui, pentru că este vremea ca această țară cu adevărat să cunoască pe Iisus ca Domn și Mântuitor, să nu ne numim doar creștini, ci să devenim o țară de oameni născuți din nou cu adevărat. Iar celor care fac acest pas, un verset de încurajare l-am pentru dumneavoastră din Isaia 26. 26:1, partea a doua. Avem o cetate tare. Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri și întăritură. Deschideți porțile ca să intre neamul cel neprihănit și credincios. Și apoi versetul 3. Celui cu inimă tare, tu îi chezășluiești pacea. Da, pacea, căci se încrede în tine. Deci Domnul ne promite pace. Ne promite pace într-o lume plină de furtuni. O pace pe care lumea nu o poate da, doar Dumnezeu. De aceea, bine ar fi dacă
fiecare dintre cei care ne urmăresc și nu au făcut încă, nu-și au predat încă viața Domnului Iisus, faceți-o acum. Iar cei care cunoașteți pe Domnul într-un mod personal, haideți să ne unim în rugăciune pentru cei nemântuiți din țara noastră, pentru cei nemântuiți din familiile noastre și să rugăm pe Domnul Slavei să își reverse harul lui peste toți ca fiecare să ajungă la cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos într-un mod real și profund. Vă spuneam că am avut săptămâna aceasta o surpriză din partea Domnului, un musafir pe care l-am invitat acum 2 săptămâni, poate, și nu eram sigur că o să poată veni, dar în mod surprinzător a venit, ne-a vizitat, este vorba de Barry Siegel, un frate scump din Israel, locuitor în Israel cu familia lui, creștin născut din nou, din seminția lui Levi, după cum spunea el, și am avut ocazia să filmăm o motivare la rugăciune pe care el a făcut-o într-un context al unei seri de rugăciune într-o casă de rugăciune din Timișoara. Aș vrea să ne deschidem inimile și să fim cu luarea minte la motivele de rugăciune pe care el le expune. Vedeți că revine din nou ca și motivație la rugăciune prin această emisiune, rugăciunea pentru Israel. Pe lângă rugăciunea pentru țara noastră, pe lângă rugăciunea pentru cei nemântuiți din familiile noastre, aș vrea să ne îndreptăm din nou ochii spre Israel și să-L purtăm în rugăciune. Dumnezeu l-a trimis cu un scop precis în zilele acestea la noi. Am avut această înregistrare cu dânsul și vă rog să notați motivele de rugăciune pentru Israel și să susținem Israelul în rugăciune în vremea aceasta. Domnul știe ce va urma. Veștile sunt destul de sumbre din zona aceea și aș vrea să fim dintre cei care purtăm țara pe care Dumnezeu a hotărât-o să își pună numele, Dumnezeu a hotărât să își pună numele în Ierusalim. Acolo este locul în care Domnul Iisus Hristos va reveni. Haideți să fim de acord cu Cuvântul Dumnezeu, cu Biblia, cu Sfânta Scriptură, care ne îndeamnă să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului și să fim dintre cei care nu dau odihnă Domnului până nu va face din Ierusalim din nou o laudă pe pământ. Să împlinim cuvântul Domnului, să fim creștini care trăiesc toată Scriptura, nu doar părți din ea. Și aș vrea să ne rugăm în mod deosebit împotriva oricărei forme de antisemitism care este încă poate în biserică, în inimile unor credincioși care încă n-au revelația deplină a ce înseamnă Israelul, ce înseamnă poporul evreu, ce înseamnă faptul că Dumnezeu nu se schimbă și planul lui cu Israelul, cu poporul evreu, este hotărât și Dumnezeu îl va împlini. Deci, haideți să fim de partea bună a baricadei și să luptăm împreună cu Domnul pentru poporul Israel și să fim de partea lui. Și aș vrea să vă mai încurajez să ne rugăm și pentru liderii țării noastre, ca deciziile care se iau la nivelul țării, la nivel statal, să fie favorabile unei relații bune cu Israelul, pentru că în felul acesta România intră într-o zonă de binecuvântare ca națiune. Vă invit acum să urmărim materialul selectat și până la o nouă ediție a emisiunii Puterea Rugăciunii, Domnul să vă binecuvinteze. Nu uitați, notați ceea ce veți auzi, puneți în inima noastră aceste cuvinte și aduceți înaintea Domnului aceste motive de rugăciune pe care le veți auzi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. But I want to take you to Israel and the situation right now. Dar aș vrea să vă conduc acum în Israel și în situația de față. I could spend another evening on this, but I'll keep it down to a certain outline. Aș putea să-mi petrec încă o seară discutând pe marginea acestor lucruri, dar mă voi rezuma la o schiță simplă. When I began this evening, I told you things may never stay the same much longer. Când am început această seară, v-am spus că probabil lucrurile nu o să mai dureze mult în modul în care sunt acum. Things are happening very quickly now. Se petrec tot felul de lucruri foarte rapid. Just as the prophets foretold would happen. După cum prorocii ne-au spus că se va petrece. None of us will be able to escape what's coming upon the earth. Niciunul dintre noi nu vom putea scăpa de ceea ce urmează să vină peste pământ. What is our safety is that we know the God of Israel.
Ceea ce este siguranța noastră este faptul că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu în Israel. We have eternal life through Jesus his son. Și prin Isus fiul său noi avem viață veșnică. What is coming in the coming months and years in the Middle East will shake every nation of the earth. Ce urmează în următoarele luni și ani în Orientul Mijlociu va zgudui lumea. It will cause many Christians to fall away from the Lord. Și va determina pe mulți creștini să cadă de la credință. But it will also open the way for many others to come to faith in Yeshua the Messiah. Dar de asemenea va deschide ușa pentru mulți să vină la credința în Yeshua Mesia. But if we understand God's plan and his word, dar dacă înțelegem planul lui Dumnezeu și cuvântul său, then we will be safe. Atunci vom fi în siguranță. Because our God is a big God. Deoarece Dumnezeul nostru este Dumnezeu mare. Guess what? He's in control. Și ghiciți ce? El este în control. The world's economies may be bankrupt. Se prea poate ca economia mondială să fie falimentară. Or in recession. Sau să fie în criză. But God's kingdom is never in recession. Dar împărăția lui Dumnezeu niciodată nu este în criză. And God's kingdom is not bankrupt. Și împărăția lui Dumnezeu nu este falimentară. And we are his sons and daughters. Și noi suntem fii și fiicele sale. We have every right to the keys to the bank of God's kingdom. Noi avem toate drepturile de a avea cheile băncii cerești ale lui Dumnezeu. Matthew 24 says these words. Matei 24 spune următoarele cuvinte. In verse 12. De la versetul 12. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Și din cauza înmulțirii fără de lege, dragostea multora se va răci. But he who endures to the end shall be saved. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Și evanghelia aceasta împărăției va fi predicată în toată lumea ca o mărturie pentru toate națiunile, și atunci va veni sfârșitul. Verse 37. Versetul 37. But as the days of Noah were, so also will be the coming of the Son of Man. Căci cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și la venirea Fiului Omului. For as in the days of Noah before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark and did not know until the flood came and took them all away, so also will be the coming of the Son of Man. Căci așa cum era în zilele dinainte de potop, mâncau și beau, se surau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Now I read that scripture many, many times. Am citit acest pasaj de multe, multe ori. But only in the last few years did it become ever so clear to me the reason that God is shaking the earth. Dar numai în ultimii ani mi s-a clarificat motivul potrivit căruia Dumnezeu zguduie națiunile. And what will bring God's judgments down? Și ce va aduce judecata lui Dumnezeu pe pământ? You see, when I read it in English, I think, gee, just because there was some sexual immorality or things like this, God destroyed the whole world? Citind în engleză acest pasaj, am spus, hopa, doar pentru că e ceva imoralitate sexuală, Dumnezeu va veni și va distruge întreaga lume? But there must be another reason. Trebuie să fie un alt motiv. Maybe that was just one scripture in reference to the days of Noah. Poate aici e vorba doar de un pasaj care făcea referire la zilele lui Noe. So how many of you know the New Testament is only completed by what is written in the Old? Câți dintre voi știți că Noul Testament vine la plinătate doar când este citit prin lentilele Vechiului Testament? So turn with me to Genesis chapter 6. This is very important if you have the scriptures with you. Deschideți cu mine la Geneza 6, de aceea este foarte important să aveți scripturile la voi. Verse 11. Versetul 11. Genesis chapter 6 verse 11. To 13. Geneza 6 de la 11 la 13. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu și pământul era plin de violență. So I believe the word for violence is violenta, right? But do you know what the Hebrew word is? Știți care este cuvântul evreiesc pentru violență? The Hebrew word for violence here in Scripture is a word Hamas. Cuvântul evreiesc pentru acest cuvânt violență în Scripturi este Hamas. How many of you follow the news? Câți dintre voi urmăriți știrile? How many of you have heard about a terrorist group called Hamas? Câți dintre voi ați auzit despre gruparea teroristă Hamas? Is that any accident? Is it un accident, o întâmplare?
The Islamic jihadist terror group is committed to murder and violence. Jihadul islamului este dedicat violenței și uciderilor. Because of the terror group called Hamas. Datorită acestui grupări teroriste numite Hamas. Four of our older daughter's friends were murdered by suicide bombers. Patru dintre fetele prietenilor noștri au fost uciși datorită bombelor plantate de sinucigași. Back in 1996. În 1996. You see, the Bible says we fight not against flesh and blood. Biblia ne spune că noi nu luptăm împotriva sângelui și a cărnii. Although the Israeli military does fight against flesh. Deși soldații israelieni luptă împotriva cărnii și a sângelui. But the principle is we fight against principalities and powers and rulers of darkness. Principiul stă în faptul că noi ne luptăm împotriva căpeteniilor și a domniilor din cerești. A couple years ago, the head of Hamas in the Gaza Strip. Cu câțiva ani în urmă, capul acestei grupări Hamas din fâșia Gaza. Said these words in Arabic. A trimis următoarele cuvinte în limba arabă. The Jews celebrate life. Evreii celebrează viața. But we celebrate death. Dar noi celebrăm moartea. He said those words in Arabic. A spus aceste cuvinte în arabă. So when we read in the news that Israel is striking out against the Hamas terror bases. Astfel când auzim la știri că Israelul lovește împotriva bazelor Hamasului. Oftentimes the United Nations or the world comes to the rescue of the terrorists themselves. De cele mai multe ori Națiunile Unite și celelalte națiuni vin și sprijinesc teroriștii. And the world says, well, Israel, if you had a few buildings destroyed and a few people injured, that's okay, that's not so bad. Și spun, dacă Israelul are câțiva oameni răniți și câteva clădiri demolate, nu e chiar așa de rău. I pray for Muslims to know Jesus the Messiah. Mă rog ca musulmanii să ajungă să-l cunoască pe Iisus ca Mesia. I don't accept Islam as another god like our god. Nu accept Islamul și Allahul lor ca un Dumnezeu asemenea Dumnezeului nostru. You understand? Înțelegeți? You can love your enemies and pray them unto salvation. Poți să-ți iubești dușmanul și să te rogi pentru mântuirea lui. But that doesn't mean you have to accept or love what your enemy believes in. Dar din dragostea ta asta nu înseamnă că trebuie să accepți ceea ce dușmanii tăi, în ceea ce dușmanii tăi cred. God's word is very clear. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Now let's look at this scripture. Haideți să privim la următoarele versete. In the prophet Amos. În prorocul Amos. Because in order to pray for Israel in the coming months, we need to know what's going to happen. Pentru a putea să ne rugăm pentru poporul Israel în următoarele luni, trebuie să știm ce urmează să se petreacă. I'll be finished very soon. Voi încheia foarte curând. In Amos chapter 6 verse 3. Amos 6 versetul 3. It says, "Woe to you who put far off the day of doom and who caused the seat of violence or Hamas to come near." Vai de voi care credeți că este departe ziua nenorocirii și faceți să se apropie domnia violenței sau al Hamasului. You see, the world is playing with fire. Vedeți, lumea se joacă cu focul. But not Holy Spirit fire, the devil's fire. Dar nu cu focul Duhului Sfânt, ci cu focul diavolului. We are trying to justify groups like Hamas. Și încercăm să găsim o justificare unor grupuri asemenea Hamasului. We are coming down against Israel saying you shouldn't hit back, you should be quiet. Stăm împotriva Israelului și spunem n-ar trebui să ripostați, ar trebui să stați cu minți. In other words, we shouldn't take out perpetrators of evil and darkness. Cu alte cuvinte, nu ar trebui să îndepărtăm pe cei care aduc în mijlocul nostru întunericul. It's okay for them to kill us, but we cannot defend ourselves. Este în regulă ca ei să vină și să ne omoare, dar nu e în regulă ca noi să ne apărăm. You see, the newspapers try to tell us. Vedeți, aceasta este ceea ce ziarele încearcă să ne spună. The TV news tries to convince us of this. Știrile TV încearcă să ne convingă despre aceasta. And says Israel, you're a great big army, you should leave them alone. Și spune Israel, voi aveți dita mai armată, ar trebui să-i lăsați în pace. But we're not even in the Gaza Strip. Dar noi nici măcar nu suntem în fâșia Gaza. Israel, all the Jews that lived in the Gaza Strip left a few years ago. Toți evreii care au locuit în fâșia Gaza au plecat de acolo cu ani în urmă. And the first thing that the Arabs did was destroy all the Jewish properties and farms and agricultural properties that Israel was willing to give to the Arabs for free.
Și primul lucru pe care arabii l-au făcut a fost să distrugă toate proprietățile și pământurile și fermele evreiești pe care evreii au vrut să le dea înapoi lor pe gratis. And where there were once Jewish agricultural businesses in the north of the Gaza Strip run by Jewish people. Și acolo în partea de nord a fâșiei Gaza erau afaceri de fermă conduse de evrei. Providing tens of thousands of jobs for Arabs. Punând la dispoziție mii, zeci de mii de slujbe pentru arabi. Today is the very place where terrorists shoot rockets into Israel. Astăzi, același loc este cel din care arabii trimit rachete peste Israel. And that's why their economy is no good. De aceea economia lor nu este bună deloc. As long as the Jews were there, they prospered. Atâta timp cât evreii s-au aflat în acea fâșie, ei au prosperat. And instead, when the Jews left, the terrorists came in. Și în loc, după ce evreii au plecat, au intrat teroriștii. If I had time, I could share so much more examples with you. Și dacă aș avea timp, aș mai împărtăși o mulțime de alte exemple. But this is critical, Psalm 83. Dar este foarte important acest lucru, Psalmul 83. And I'll probably close with this more or less this evening. Și cu aceasta voi încheia mai mult sau mai puțin această seară. But we will read verse by verse what is said here. Dar voi citi verset cu verset ceea ce se spune aici. Listen, if you read Psalm 83. Dacă citiți Psalmul 83. Isaiah 17. Isaia 17. Isaiah 19. Isaiah 24. Ezekiel 38. Ezekiel 38. Ezekiel 39. Ezekiel 39. You will begin to get Matthew 24. Matei 24. I think Luke 21. Și cred că și Luca 21. You'll get a better look at what's coming down the future in front of us. Veți primi o perspectivă mai clară cu privire la ceea ce vine peste noi în viitor. But Psalm 83 is probably what we're on the verge of seeing. The verge of? Of happening. Dar Psalmul 83 probabil este locul în care descrie cel mai bine locul în care stăm acum. Do not keep silent, O God, and do not hold your peace, and do not be still, O God. Dumnezeule, nu tăcea, nu tăcea și nu te odihni, Dumnezeule. For behold, your enemies make a tumult. Căci iată, dușmanii tăi se frământă. And those who hate you have lifted up their head. Și cei ce te urăsc înalță capul. They have taken crafty counsel against your people. Fac planuri împotriva poporului tău. And consulted together against your sheltered ones. Și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiți de tine. They have said, come and let us cut them, the Jews, off from being a nation. I-au zis, veniți să-i nimicim pe evrei din mijlocul națiunilor. That the name of Israel may be remembered no more. Ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Does this sound like somebody we know in Iran called Ahmadinejad? Seamănă aceste cuvinte cu o persoană pe care noi o cunoaștem foarte bine din Iran, numit Ahmadinejad. Președintele lor, greu de pronunțat. This is exactly what he says to his people. Este exact ceea ce el spune poporului său. This is what he said in the United Nations. Este ceea ce se spune la ONU. This is what he says to the world. Este ceea ce spune lumii. Let's wipe Israel off the face of the earth. Să nimicim de pe fața pământului Israelul. That they may be no more. Ca să nu mai existe. It's like reading the newspaper. E ca și cum am citit ziarele, așa-i? Verse 5. Versetul 5. For they have consulted together with one consent. They form a confederacy against you. Căci s-au sfătuit toți cu o inimă, fac un legământ împotriva ta, formează o confederație. The tents of Edom and the Ishmaelites, Moab and the Hagarites. Corturile lui Edom și Ismaeliții, Moabul și Hagareniții. Jebel, Ammon and Amalek, Philistia with the inhabitants of Tyre. Gebal, Amon, Amalek, filistenii cu locuitorii Tirului. Assyria also has joined with them, they have helped the children of Lot. Asiria se unește și ea cu ei, ei au ajutat pe fiii lui Lot. Now you may ask, what nations or what areas are these? Acum probabil că vă întrebați care sunt națiunile acestea. I would say it's inclusive of the Palestinians and of Saudi Arabia. Aș spune că include pe palestinieni, Arabia Saudită, Jordan, Lebanon, Gaza. Iordania, Liban, Gaza, Syria and maybe Iraq. Siria și probabil Iraq. Maybe. Și probabil Iraq.
Verse 9, deal with them as with Midian, as with Sisera, as with Jabin at the brook Kishon. Fă-le ca lui Madian, ca lui Sisera, ca lui Jabin la pârâul Kishon. Who perished at Endor, who became as refuse on the earth. Care au fost nimiciți la Endor și au ajuns un gunoi pentru îngrășarea pământului. Make their nobles like Orav and like Zeeb, yes, all their princes like Zeba and Zalmunna. Conducătorilor lor, fă-le ca lui Orav și Zeeb și tuturor domnilor lor ca lui Zeba și Zalmunna. Now, when I read that scripture, I used to think, what is that all about? Când citesc aceste versete, stau să mă gândesc, dar la ce se referă toate acestea? Have you ever read scripture and you just don't know what it's talking about unless you go and read back what it was talking about? Ați citit vreodată versete din Scriptură și nu știți la ce se referă și apoi vă reîntoarceți să recitiți? So I decided to read about Zeba and Zalmunna. Așa că am început să citesc despre Zeba și Zalmunna. And it's found in the book of Judges, chapter 8. Și găsim acest lucru în Judecători 8. And here's what it says in verse 21. Și iată ce spune în versetul 21. So Zeba and Zalmunna said, rise yourself and kill us, for as a man is, so is his strength. So Gideon arose and killed Zeba and Zalmunna and took the crescent ornaments that were on their camels' necks. Zeba și Zalmunna au zis, scoală-te tu și ucide-ne, căci cum este omul, așa este și puterea lui. Și Gideon s-a sculat și a ucis pe Zeba și Zalmunna și a luat ornamentele care erau pe gâtul cămilelor lor. You see, there's a word in Hebrew for what we see, crescent ornaments. Vedeți aici un cuvânt în evreiește la noi tradus prin lunișoare. I don't know Romanian, but maybe it's there or not. It contains the understanding of crescent. Crescent, okay? Well, crescent ornaments in Hebrew is saharonim, and saharonim is the sign of the crescent moon. Acum aceste lunișoare în evreiește este cuvântul saharonim, care este forma unei semilune, care e simbolul musulmanilor. Do you understand what I'm saying? Înțelegeți ceea ce vă spun? Hundreds and hundreds and hundreds of years ago. Cu sute și sute și sute de ani în urmă, lunișoare. Long before there was ever a false religion called Islam. Multă vreme înainte ca măcar să fie apărut această religie falsă numită Islam, whose symbol is the crescent moon, a cărui simbol este această semilună, was already the sign of the enemies of Israel. Deja era semnul sau simbolul dușmanilor lui Israel. You see, we are fighting ancient deities and enemies of the Jewish people in Israel. Ne luptăm împotriva unor idoli și căpetenii spirituale antice ale lui Israel. Now we can go to church every Sunday and hear messages about salvation and grace and mercy and love, love, love. Putem merge duminică de duminică la biserică și să auzim mesaje despre mântuire și har și bla bla mai departe. And one of my favorite all-time Beatles songs is All You Need Is Love. La ta da da da. You know, that's all we need is love. Melodiile mele preferate de la Beatles este aceasta, care tradus înseamnă tot ce ai nevoie este iubire. And God is the God of love. Și Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii. But he's also the God of judgment. Dar este de asemenea și Dumnezeul judecății. He cannot have perfect love if he is also not judging evil. El nu poate avea o iubire desăvârșită perfectă dacă nu ar judeca răul de asemenea. And so those things go hand in hand. That's the reality of the life we live as believers in Yeshua. Și astfel aceste lucruri merg mână în mână. Stau la baza ceea ce noi credem ca și credincioși în Isus, Mesia. So when we pray, when we intercede, când ne rugăm, când mijlocim, we cannot just say, oh God, pour out your love upon the terrorists who want to kill us and blow themselves up in our midst, and just love, 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 and Lord God, just send me to be a missionary and get killed. Nu putem sta la noi în biserică și să ne rugăm, Doamne, revarsă dragostea ta nemăsurată peste teroriștii care ne omoară zi de zi și se aruncă în aer în mijlocul nostru. Trimite-mă cu dragostea ta în mijlocul lor să mor și eu pe acolo. It sounds so beautiful, doesn't it? Sună frumos, nu-i așa? How many of you want to be a missionary in Afghanistan and if you convert a Muslim to Christianity, you may die? Câți dintre voi ați vrea să fiți misionari în Afganistan și pentru
converti un musulman la credința creștină să trebuiască să muriți acolo. You see, in Islam, if you turn away from Islam to become a Christian, it's punishable by death. În Islam, dacă te convertești la creștinism, acest lucru este, se pedepsește cu moartea. How could the Allah of the God of Islam be the same as the God of Abraham, Isaac and Jacob? Cum se poate astfel ca Allah sau Dumnezeul Islamului să fie același cu Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov? Very simple. Foarte simplu. They are not the same. Păi nu sunt aceiași. One comes from below and our God comes from above. Unul vine de din adânc și Dumnezeul nostru vine din înalt. That's why I praise God for Romania and Hungary and the nations in this area. De aceea îl slăvesc pe Dumnezeu pentru români, pentru maghiari și pentru națiunile din această zonă. And so Israel is facing this darkness. Și astfel Israelul are de-a face, se confruntă cu acest întuneric. And it's coming very quickly. Și se apropie foarte repede. Now, I will just share this last scripture and we'll close with a prayer. Aș încheia cu următoarele versete și apoi vreau să închidem să încheiem cu rugăciunea. Isaiah 24. Isaia 24. Verse 5 and 6. Isaia 24, versetele de la 4 la 6. The earth mourns and fades away. The world languishes and fades away. The haughty or the proud people of the earth languish. Verse 4. Țara este tristă, ofilită, lumea își pierde voiciunea și țânjește, conducătorii poporului sunt fără putere. The earth is also defiled under its inhabitants because they have transgressed the laws, changed the ordinance and broken the everlasting covenant. Căci țara a fost pângărită de către locuitorii ei, călcau legile, nu țineau poruncile și rupeau legământul cel veșnic. Therefore the curse has devoured the earth. De aceea blestemul mănâncă țara. When we pray and we intercede. Ca atunci când ne rugăm și mijlocim. And we're dealing with principalities and powers of this magnitude. Și avem de a face cu căpeteniile și principalitățile acestor de o asemenea mărime, de o asemenea învergură. Don't be the lone prince on a white horse trying to battle the enemy on your own. Nu fiți genul de făt frumos călare pe calul său încercând să se lupte de unul singur. We must gather together in an assembly of intercessors to deal with this spiritual power and powers like it that are seeking to take over our nations. Trebuie să venim împreună ca și armată de mijlocitori care să stăm împotriva acestor duhuri de acest fel care vin să ne ia pământul în stăpânire. Everybody say together. Spuneți cu toți împreună. That's the way we need to pray in this kind of a situation. Aceasta ce trebuie să ne rugăm cu toții în genul acesta de împrejurări. You see, I can tell you this. I could give you so many examples of answered prayer. Pot să vă aduc o mulțime de exemple de rugăciuni răspuns, care au primit răspuns. In the height of the suicide bombing attacks from Hamas in the heart of Israel. În focul atentatelor sinucigașe ale Hamasului în Israel. We began to pray a prayer from Isaiah chapter 60 verse 18. Am început să ne rugăm o rugăciune din Isaia 60 versetul 18. And we began to proclaim the word of God and pray and intercede till we saw victory. Și am început să proclamăm și să mijlocim cuvântul lui Dumnezeu până când am văzut biruința. It says violence shall no longer be heard in your land. Spune biruința, violența nu va mai fi auzită, nu va mai fi întâlnită pe pământul tău. Again that word we see violenta is the word Hamas in Hebrew. Din nou cuvântul acela violență este cuvântul Hamas în evreiește. So I would say Hamas shall no longer be heard in the land of Israel. Eu am spus nu se va mai auzi de Hamas în țara ta. Neither wasting nor destruction within your borders. Nici de pustire sau distrugere între hotarele tale. But you shall call your walls salvation. Ci îți vei numi zidurile mântuire. In Hebrew the word Yeshua. Și în evreiește cuvântul este Yeshua. And your gates praise. Și porțile laudă. You see how praise goes together with proclamation. Vedeți cum lauda și proclamarea merg mână în mână? Psalm 150 I think says it is we shall bind, or Psalm 149 somewhere in there says we shall bind the kings with fetters of iron. În Psalmul 150 se spune 149 ni se spune că vom lega împărații cu obezi de fier. Praise is a weapon. Praise is a weapon. Și lauda este arma noastră.
Prayer is a weapon. Rugăciunea este o armă. Proclaiming God's word is a weapon. Proclamând cuvântul lui Dumnezeu este o armă. And as we face the coming months and years, we're going to need all three of these things working in our lives. Și în timp ce ne vom confrunta cu următoarele evenimente, în următoarele luni, trebuie să lucrăm cu aceste lucruri, cu aceste arme în viața noastră. And it just shouldn't be the ladies doing it. Și nu ar trebui să fie doar femeile care se ocupă de această parte. We need some men to stand up and join with the women. Avem nevoie de niște bărbați care să vină alături de femei. Ladies, you know what it says in Proverbs about a virtuous woman? Femeilor, știți ce se spune în Proverbe despre o femeie plină de virtuți, o femeie virtuoasă? In Hebrew it says eshet chayil. Eshet. În evreiește spune eshet chayil. Chayil. You know what it means? Știți ce înseamnă? A woman of army. O femeie din armată. An army woman. O femeie militară. All right, men, we need to show up our ladies. Bărbaților, trebuie să apărăm și noi. And we need to stand up and be counted. Și să fim socotiți la numărul lor. So let's all stand tonight. Haideți să ne ridicăm. And let's pray, concluding at least my part with a prayer for Israel. Și vreau să închei cel puțin partea mea din această seară rugându-mă pentru Israel. Father, we just thank you now. Tată, îți mulțumim acum. We call upon the name of the God of Abraham, Isaac and Jacob. Și chemăm numele lui Dumnezeului lui Avram, Isaac și Iacov. We thank you for our Messiah Jesus. Îți mulțumim pentru Mesia Isus. And Lord, we understand that we are living in very interesting days. Și înțelegem că trăim în niște vremuri foarte interesante. Days that the prophets wrote about. Vremuri, zile despre care au scris prorocii. Days that Israel would come into the fulfillment of your purposes. Zile în care Israelul își va atinge plinătatea împlinirii scopurilor tale. Days that the enemies of Israel would gather up to attack Jerusalem and the nation of Israel. Zile în care se vor ridica dușmanii lui Israel și vor ataca Ierusalimul. But Lord, tonight we volunteer as watchmen on the walls of Jerusalem. Dar Tată, în această seară noi venim ca și voluntari mijlocitori pe zidurile Ierusalimului. Just open your hands and lift your arms up to the heavens tonight. Deschideți-vă mâinile și înălțați-le spre cer în această seară. Lord, just deposit into our hands and our hearts tonight. Și Doamne, pune în mâinile și inimile noastre în această seară. Discernment. Discernământ. Knowledge. Cunoștință, understanding, înțelegere, and power in prayer, și putere în rugăciune, to stand with your people Israel, pentru a sta împreună cu poporul tău Israel, to stand arm in arm with the Jewish brothers and sisters in the Messiah, pentru a sta la braț cu poporul tău pentru Israel. For Lord, we choose blessing tonight. Pentru că în această seară vrem să alegem binecuvântarea. We choose life tonight. Alegem viața în această seară. And we give unto you our mouths and our hearts to use us for your kingdom. Și spre dăm ție gurile și inimile noastre pentru a fi folosite de tine în împărăția ta. Use us as ambassadors. Folosește-ne ca și ambasadori. To turn the churches away from antisemitism. Pentru a întoarce bisericile de la antisemitism. From false theology. De la o teologie falsă. From deception in our midst. De la înșelăciunea din mijlocul nostru. And Lord, may our words go forth with signs and wonders following. Și fie ca cuvintele noastre să înainteze urmate de semne și minuni. And Lord, even along with this. Și împreună cu acestea, Doamne. May the joy of the Lord be our strength. Fie ca bucuria Domnului să fie tăria noastră. Fill us afresh and anew with joy. Umple-ne din nou și proaspăt cu bucurie. Lord, there are seven words at least for joy in Hebrew. Doamne, în evreiește sunt cel puțin 7 cuvinte pentru bucurie. We want all 7 Hebrew words of joy manifesting in our lives. Și le vrem pe toate acestea manifestate în viața noastră. Release finances in this place, O God. Eliberează finanțe în acest loc. Release better jobs for those who are asking. Slujbe mai bune celor care îți cer. And Lord, bring us into all truth. Și Doamne, condu-ne la întregul adevăr. And Lord, lead us in the way of understanding. Și du-ne pe calea înțelegerii. We once again commit our lives afresh and anew unto you. Din nou ne dedicăm viața ție. And we ask this in the mighty name. Și cerem în numele lui măreț. Of the Lion of the tribe of Judah. Aleului din seminția lui Iuda. The King of Kings. Împăratul împăraților. The Lord of Lords. Domnul domnilor. The Prince of Peace. Prințul păcii. The King of Jerusalem. Împăratul Ierusalimului. Yeshua is his name. Yeshua este numele său. Amen. Amin. Hallelujah. Just so you know. Doar ca să știți. These are the Hebrew words to the prayer. Ceea ce voi citiți sunt cuvintele evreiești ale rugăciunii. The Lord bless you and keep you.
Domnul să binecuvinteze și să te păzească. The Lord make his face shine upon you. Domnul să facă ca fața lui să strălucească. And be gracious to you. Și să-și arate mila. The Lord lift up his countenance upon you. Domnul să-și înalțe fața peste tine. And give you peace. Și să-ți dea pacea. Yivrechecha v'yishmarecha Ya'er Adonai panav elecha v'yechunecha Yisaha panav elecha v'yisem lecha shalom.